Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Pavel Coșa. Am ajuns la țară, dar ați văzut că o fază tare. M-am dus la mătușa mea și mai am acum mai... În loc să iau, lua ce au avut de luat de la ea și au uitat cheile de la troit, la mătușa mea. Că era vestar și au avut niște treabă. Au pus-o pe căruță și când au plecat și v-ați aminti la valet, că de-a să vezi că... Nu zic, a venit înapoi, că am uitat cheile. Da. Da, și asta e. Hai că mergem până la deal, la mătușa mea, dar nu întoarce pe aceleași trasă, nu întoarce pe partea altă. Hai, învârtești noi drumul. Știi? Da. Da, e frumos la țară, ia uitați. E frumos la țară, să știți. Fac după cum joacă mama. Mai fac după cum vreau eu, nu mai... I-am zis că... I-am cu ce mă aleg eu dacă vin la țară? Cum? Da. Dacă vă place vlogurile care le fac eu, dați și voi acolo, vă mulțumesc celor care v-ați abonat. 3775 de abonați. Vă mulțumesc. Celor care v-ați abonat la mine la canal. S-au abonat și doi pakistanezi. Dar nu știu cum o să înțeleagă ei ceea ce vorbesc eu, numai dacă au în aplicația lor, că am văzut că n-aveau în limba română, era în aia YouTube-ul în limba lor, în pakistanez, mă uitam și eu în engleză, mă uitam și eu cam în calendar. Mă, cum? Mă uitam și eu cam în calendar, cum găsesc numele meu. Căutam numele meu pe YouTube, nu găseam. Bună dimineața! Da. Uita și eu, bă, cum... Uita și am arătat, uite, ăsta e numele ca să-l găsești tu pe YouTube. Și tu abona, pakistanez, la mine. Bă, dar era unul african, era unul negru-negru. Am văzut că cu cameră... M-a întrebat, dar eu habar n-aveam engleză, vorbea la cu mine, dar eu... Mă uitam cam în calendar. Și am luat Google Translate și am lăsat să vorbească. Și... După aia mi-a transmis, scria acolo, că, dar ce fac cu camera aia? Că am luat Google Translate, că nu puteam să mă descurc cu el cu... Că nu puteam să mă descurc cu el așa, că nu înțelegeam eu limba. Ce vorbea el acolo, nu înțelegeam. Și am zis, bă, ce... Speak English. Si, am vorbit speak English, gata, hai că dau pe engleză. Google Translate în engleză. Și l-am întrebat eu în română, nu m-a întrebat el. Și eu i-am dat traducerea în engleză. Că abar n-aveam, nu știam absolut nimic. Da. Și uite așa m-a întrebat, uite așa mai făcut și doi abonați. Dar din afară am făcut un pakistanez și un african. Ăla vine din Africa. Asta e pakistanez, ăla e african. Că e negru, bă, zici că e... Bă, nu știu cum nu se sperie clienții, mai ales când vine seara cu comenzile și deschide ușa și vede un latat cu negru. Uleu, cred că o ia la fugă. Așa că cu pakistanezul, hai că o mai dai, pare un pic tipic al locului, adică de la noi. Mai sunt și la noi așa cum arată pakistanezul. Da, cum e africanul ăla. Ați venit să tot te duci? Ați venit să tot te duci? Da. Ați venit să tot te duci? Încerc cu zi. Da. Da. Să nu nimerească, cine dă prin taz, să nu-l nimerească, dar nu da seara. Că dacă da seara, vă speria și nu mai descrieți nici ușa la.
Îmi spune la stint. E un negru, la taz. Ce cu voi? Ce angajați? Spări copchii! Hai că pakistanezul nostru de la Glovo s-a învățat lumea cu el. Dar cu negru m-am luat, când l-am văzut eu prima oară, am zis, doamne, ce cu ăsta, e o greșeală. Da. Hai că revin un pic mai încolo. Da, oameni buni, și așa e treaba. Pe aici e plațar, frumos, colo, ia uitat. Cât e de frumos aici la țară. De dragul de a veni. Da, uite cum mie nu-mi place, asta e. M-am certat cu mama, să vă spun serios, nu prea vreau să vin la țară, dar ea, vine la țară, vine la țară, mama. Așa mi-a făcut capul calendar. I-a zis că ce mai aleg eu de la țară? Aia nu te aleg nimic, mă, așa făcea, mă, mai valea că și mă și lua la bătaie. Asta, hai că merg, ca să nu mai aud gura. Că mă enervează când o aud pe ea. Tot timpul, tac, așa o aud. Da. Enerva, mă, când, nu, mă, cineva nu vrea să facă un lucru și plăti altceva, lasă-mă să duc să-și facă mendrele lui. Și eu azi aveam treabă. Acasă. Dar nu mai văd că acum vă pe vlog. Că nu-i, hai să văd, mi s-a stricat bicicleta, mi s-a rupt 3 spiții la bicicletă și trebuie să mă duc să o repar. Și vreau să o duc astăzi, ca să o am mâine. Poate mâine și am și eu la delivery, așa dacă n-am bicicletă, n-am cu ce ieși. Nici ori nu mi-am luat, că am uitat. Așa că trebuie să mă duc, văd, când ajung acasă, la ce ori ajung acasă, să-l sun pe băiețașul de la Happy și să-i zic, bă, boss, poți să vin acum cu bicicleta, ți-o aduc, ți-o lăs și o faci tu până marți, miercuri, că joi aș vrea-o, dar să văd cum o iau eu de la el. E de plătit, e plătit, dar să văd cum o iau eu de la el. Asta e întrebarea, că eu dacă lucrez, dacă eu lucrez săptămâna asta, lucrez dimineață. Auză și pe asta cu... E la varză, varză de buză, varză, cartof, ceapă, vă! Dar să că mă enervează. Mă enervează asta. Mă enervează tu, nu, bă, aici cu ceapă, varză, cartofi, verdețuri, avem... Mă enervează ăștia care vin și îți bagă pe nas. Bă, ești la țară. Cum să nu ai tu o ceapă, o roșie, un castraveti? Ai varză, ai că e mai greu de... recolta varza, da? O ceapă, o roșie, un castraveti, totul trebuie să aleagă în grădină dacă tot stai la țară. Știi? Dacă tot ești la țară, cam ar trebui să ai de toate. Da? Știți cum e? Sunt unii care sunt comozi. Știți? Sunt comozi, vai! Ar face, dar n-ar face. Cam așa ar veni. Ar face, dar n-ar face. Cam așa e. Cu du-te vino. Da? Asta e. Ce, e vreo unul care vrea? Sper că nu-s geocoflinderi. Oamenii și vrei să cumpere. Au ce casă frumoasă are asta aici. Au ce casă frumoasă are asta. Bă, casa asta mi-a plăcut de mult. Uite ce curte frumoasă are. O terminat-o. O avut o perioadă, era o perioadă care o avea la vânzare. Dar ce o zis, bă, o văzut că nu o vinde, nu o reușesc să o cumpere. O zis că, bă, hai că o dau la terminare. Uite și asta, hai, o căsuță mitică aici frumoasă. Cu garaj de sub, uite, uite, și frumoasă și asta. Și când le-a care tot la fel, bă, cuțule, bă, taci mă din gură, mă. Taci mă din gură, că te fac vedet acum, dacă nu taci din gură. Aia, tare de mult, fac vedetă pe tub.
Uite, lumea păi și cumpără cartofi. Are, dar nu știi că de când-s cartofia, poate fi de anul trecut. Nu de anul ăsta. Da? Lumea cumpără ce vrea. Uite, struguri, struguri să ia? Cred că da, cred că aia struguri. Nu știi cât, nu știi ce fel de varză e. Poate fi varză teioasă și să nu fie bună la murat. Da, poate fi varză teioasă din aia care se murează foarte greu. Dar cineva, din ce am văzut eu pe unii bucătari, spunea că dacă vrei să pui o varză la murat, să mureze toată varza ca lumea, iei cotorul ăla, îl dai jos și bagi varza în gutoi. Și așa ea se murează ca lumea. Dacă i-ai... nu te mai înainte, dar acum mi-am uitat lapsul înapoi și nu mai știu cum îi zice. Așa. În fine, cum aș fi zis eu. Da? Asta e, frate. Hai că... Ia uite ce bine e afară, frumos. De miercuri ce că se strică vremea. Vim ploi, vin din alea. Dar nu cred că săptămâna asta e ori la Glovo. Aș lua ori, da? Până nu-mi termin eu bicicleta, văd dacă mi-o face, dacă o duc azi și mâine să o văd eu mâine cum fac să o iau, ar fi bine dacă poate să vin mâine să o iau. O duc azi și mâine să o iau. Știi? Că ar trebui să-i schimb și janta, că janta e ovalizată. Dar să văd cum îi fac. Să văd cât mai ajunge dacă i-aș... Scuzați-mă. Să văd dacă i-aș... Dacă i-aș, cum îi spune, să văd cât mă costă janta și cu spițele și cu manopera lui. Dacă mă costă până în 250 de lei, maxim până în uliantă 300, parcă m-aș tenta să o fac. Știi? Și după aia să mă apuc să fac și, baterie, să fac o baterie din nou. La ea, la bicicletă, dacă am făcut și o baterie și mă costă bateria 1000 de lei, fac și bateria. Și încă mai duc bicicleta până la final. Da. Da. Cam asta e treaba. Hai că revin cu... de la muncă. Cu treburi. Vedem ce mai facem. Hai. Da, oameni buni. Dăm și noi leac foc aici la astea pe aici. Am să fim atenți. Să fim atenți ce facem. Ai ceva verde, cam greu ia foc, cam greu. Dar cum trebuie aleacă? Faci din gură.
ridică? Da. Încet, ia alții și le pune ea câte una și pune acolo. Da, se ridică? O, băiatul, omul ăla care e cu copilul ăla, cu noi, așa, e la noi din sat. Ai, am văzut mașina. Ai, mă, să-l copare. Avea, pune pe foc. Ha? Pune pe foc, nu stăm aici cu placăra asta aprinsă pe tine. Tigriu, ia foc. Ia, lasă-l, dragă, Tigriu, ia foc uscăturile astea. Hai, ia și pune-te acolo, că ăsta mai potolește. Că-ți frunze uscate și ia, o să întinde și se duce la acoperiș și ăla. Strânge-te pe aici, Pavel. Strânge-te și pune-ți foc. Să-ți mai pun. Aici. Lasă-l, măi, în pace. A? Lasă-l. Te lasă că s-o stâns. Păi ia o plăcut că poate. Nu te duci capul. M-am băgat cu uscat și nu mai ești mai foc. Gata. Nu vreau vorbă, mult m-am plictisit de tăte. Acum o ai curat, acum pe partea la altă. Văd că e extinde și pe partea la altă. Mai revin mai încolo după ce vă arăt ce mai fi. Da, oameni buni, aici suntem la țară în continuare, am dat curățat pe aici, am dat foc la alea, încă mai avem și acum să ștergem, dăm cu glasatoare pe asta, e că nu ia. Foarte ușor.
Se ia foarte ușor. Unde văd cât bateria are la 100? Facem aici frumos, curat. Mă enervează că trec mașinile astea. Zis, trebuie să facem și treabă. Dăm aici ca să ștergem asta de vrăghi, că e nervant. Așa, frumos colo. Telefonul ăsta m-a luat și la foc. Focul e la locul lui. Dacă era ceva care se pocnească, pocnea din mult tare. Nu așa din cetul. Bă, ce greu sunt, nu, unele locuri, unele locuri se uite cam greuț. Ah, ce frumos, ce ușor să lipi. Dacă el a mai fost curățat, se duce foarte ușor dacă el a mai fost curățat. Înțelegi?
am fost un plecat, două secunde, și revenim apoi la treabă. Bă, muștile astea sunt nervante, bă, frate. Hai, te-ai lovit. Să vedem. Revin imediat. Cădem și aici, să terminăm aici și după aia revenim mai încolo, vedem. Nu prea mai am baterie, că am uitat să iau bateriile de acasă. Mi le-am pregătit, mi le-am pus, dar am mai luat, că mama azi dimineață, mi-e repede și am uitat de ele. Așa că, fraților, revenim mai dincolo.